Această lume trăită sub presa storcătoare de valoare individuală nu va reacționa. Sunt foarte mulți locuitori europeni care nu sunt europeni. Se atacă biserica, simbolurile naționale. Dacă așa stau lucrurile și am ajuns aici, mă întreb ce fel de Constituție a fost? Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Miron Manega și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Trezește-te George, Trezește-te Ioane. Ne puteți vedea în fiecare joi, între orele 21:30-23, la 6 TV. Ne mai puteți vedea în reluare, în fiecare miercuri, la prânz, începând cu ora 11. Deviza sau sloganul emisiunii noastre este: ca să fii român, trebuie să poți. Grigore Vieru. Sper ca emisiunea noastră să fie la înălțimea acestei devize. Invitatul meu în această seară este domnul general Mircea Chelaru. Bine ați venit, domnule general. Bine v-am găsit. Iar tematica, temele emisiunii sunt cultură, spiritualitate, onoare. În afară de invitatul sau invitații din studio, care sunt de fiecare dată alții, există și un invitat special, permanent, tutelar, ca să zic așa, domnul Mihai Eminescu. Fiecare emisiune, Trezește-te George, Trezește-te Ioane, va începe cu un citat din publicistica marelui jurnalist Mihai Eminescu. Deci, nu cu fraze și măguliri, nu cu garde naționale de florile mărului se iubește și se crește nația adevărată. Noi o iubim așa cum este, cum a făcut-o Dumnezeu, cum a ajuns prin suferințele seculare până în zilele noastre. O iubim sans fraze. O iubim fără a-i cere nimic în schimb, nici chiar încrederea ei, atât de lesne de indus în eroare, nici chiar iubirea, înădită azi la lucruri străine și la oameni străini. Și chiar dacă amintirea noastră ar pieri în umbra vremurilor și s-ar șterge din memoria tuturor, tot pe aceeași cale a conservării naționalității și țării vom stărui, fără a face această supremă privire nici o concesie primejdioasă ideilor veacului. Mihai Eminescu, ziarul Timpul, 27 mai 1879. Domnule general, nu întâmplător am ales acest fragment, acest citat din Mihai Eminescu. El este unul dintre motourile cărții dumneavoastră, România Moluscă. Aș dori să comentați puțin acest citat, de ce tocmai pe acesta l-ați ales dumneavoastră? Mai este unul din Dimitrie Cantemir pe aceeași idee. În primul rând simt obligația onorantă pentru mine să mulțumesc acestui post de televiziune, pentru că pe de o parte a acceptat găzduirea emisiunii dumneavoastră, nu pe dumneavoastră, a emisiunii ca idee și ca și principiu. Și nu în altă ordine de idei, ci în aceeași idee de comparație, curajul de a produce și emisiuni nu de culturalizare sau de dezvoltare voluptoasă, personală, orgolioasă a unui discurs despre cultură, ci despre cultura, civilizația și spiritualitatea identitară. Cea pe care o simte, o trăiește, mai mult decât atât, o reclădește fiecare om după felul și asemănarea lui, în tăcerea lui, dobândind astfel numitor comun în națiunea în care trăiește. Și această națiune pe care o servim astăzi aici este națiunea română. Iată de ce mulțumirile mele întoarse către dumneavoastră și postul de televiziune, pentru care consider că merită nu numai laudat, dar în același timp și aprecierea curajului
de a produce asemenea stări emulative, întoarse din drumul acesta de mestecare de ciungam. Știți dumneavoastră, o societate care mestecă ciungamul nu are timp să citească sau să vorbească corect. Este începutul acestei emisiuni. Am să vorbesc mai puțin, adică am să regresez puțin în alte subiecte, dar am ținut foarte mult să marchez acest punct. 2. Ați luat acest motul. Pentru mine, Eminescu este reperul intangibil și cu valoare supremă în axiomele sale, față de care manifest asupra detractorilor cea mai mare intransigență. Probabil că vă amintiți de manifestul civic emis de către mine în 2009, a 13-a zodie. L-am și preluat, l-am și publicat. A 13-a zodie, zodia Eminescu. Zodia spaimelor tuturor celor neiubitori de români și de românitate. În sensul acesta, am extras acest motto, această zicere eminesciană, pentru că este un adevăr. Nu cu fraze sfărăitoare, nu cu expresii patriotarde, cu naționalisme înspumate și răcnite se iubește națiunea. Națiunea se iubește, și am repetat-o de atâtea ori, cu smerenie și cu muncă sârguincioasă pentru ea. Am pus-o așa pentru că trăim exact într-o ciclicitate bolnavă a aceeași simptomatologie pe care a încriminat-o Eminescu față de societatea vremii sale. Se pare că, din punct de vedere al expresiei modelului politic românesc, România se conjugă la un permanent trecut continuu. Pare a fi pleonasm. Permanent, trecut continuu. Nu, trecutul continuu, past tensu, este o formă de conjugare. Dar această formă de conjugare e permanentă la noi. Nu s-a făcut decât un salt în civilizația materială, corespunzător presiunii civilizației globale. Facem autostrăzi că așa trebuie. Introducem internetul că asta este sensul lumii. Producem politici publice political correct, că așa e directiva. N-am văzut nimic novator să fie, așa cum spunea tot Eminescu, pe sufletul și pe matricea gândirii românului. Tot Eminescu, și în acea parte găsiți dumneavoastră ce spunea el. Clasa superpusă, cea care păsărește în limbe care sunt străine poporului, care aduce legi în afară și le trântește în țară, de să lipesc de noi ca nu ca de perete. Mai țineți minte? Da. Am făcut și unele... Precizează. Ei se dau români, dar nu se din rămân. Punctul acesta de vedere, vreau să vă spun că suntem pur și simplu înghețați în același secol XIX. De atitudine, gândirea e mult mai perversă. Această abordare eminesciană a iubirii față de națiune, a luptei pentru propășirea ei, pentru a o ridica într-o ideație superioară, este menirea omului de carte, de la dascălul de vatră, așa îmi place mie să spun, de la dascălul de vatră, până la marele academic. Se pare că în ziua de astăzi fac mai mult dascălii de vatră, căci mari academici au rămas înghețați într-un protocronism științific, într-o gândire regresivă, nici una, nici de cum una, creativă, aducătoare de nous, adică de suflet și noutatea sufletului. Și aici sunt de acord cu ilustrul nostru profesor Ilie Bădescu, care atrage atenția într-o formă
științific-sociologică, abandonarea ideii de apartenență la o gintă, la o sorgintă, în termen modern, la o națiune, ca și lucrători în cooperare națională, este o boală fără leac a societății românești. Am pe masă o carte pe care v-am arătat-o înainte de a intra în emisie. Patologia societății noastre. Da, și cât de continuă este această patologie? Spuneam cu altă ocazie, într-o altă emisiune, aceeași problemă abordată în perioada post-prim război mondial. Toată lumea spune interbelică. Nimeni nu știa că urmează un al doilea război mondial. Post-război prim mondial, din perspectiva mentalului celor care au scris la acea vreme. Elia din perioada 28-36 nu știa că urmează un alt război, bănuia. De el scria în termeni aproape identici, dar sub o altă formă, sub o altă abordare a timpului său, despre aceeași patologie a societății românești de pe vremea fanarului, din timpul Revoluției de la 48 și după, din perioada eminesciană și mai ales, cum spunea el, din perioada total necunoscută a acelei epoci de 3 ani, 1918-1921, din care s-au tras toate relele ce au dus, azi în câte suntem? În 30, în da? 30 iulie. Peste 2000, o lună avem exact 500. 75 de ani de la dictatul de la Viena. Rețineți. 30 august 1940. Uită, pe 23 august. Uită ușor lumea. Iar pe 23 august, în afară de eliberarea patriei noastre de sub jugul fascist, a fost și Am o rugăminte, să nu mai folosiți fraza asta, eliberarea noastră de sub domnul general. Ați văzut vreodată un jug? Am văzut. Care e deosebirea între jugul fascist și jugul roșu bolșevic? Dacă a fost vreun jug. Păi nu știu, cred că ăla bolșevic. Nu, tot jugul. A fost mai greu pentru că l-am problema simțit e când îți spune unul jugul pe ceafă, trebuie să-l suporți ca urmare a unei constrângeri. Ce te faci când îți pui tu însuți jugul nevredniciei și dezonoarei? Că o să ajungem și la problema asta. Am făcut replica aceasta pentru a încerca să explicăm sau să sugerăm telespectatorilor noștri, acelor care spre bucuria noastră se uită la noi, probabil că o să fie câteva meciuri din Liga Europeană, o să fie niște talk show-uri cunoscute la televiziune limbute, rimează, nu? Da. Noi vom vorbi exact de ceea ce este nevoie la ora actuală pentru națiunea română, pentru societatea românească și am venit aici în calitatea pe care o am dublă de președinte executiv al Congresului Spiritualității Românești, iată-ne deja la 20-a ediție anul acesta, și de fondator, dacă veți, inițiator al mișcării RISC în cadrul acestui congres. Mișcarea RISC însemnând anagrama celor patru cuvinte. Mișcarea de rezistență identitară prin spirit și cultură. Exact. Că dacă nu vom rezista în identitatea noastră prin spirit și cultură, totul devine un risc al dispariției elementului de esență a existenței noastre. Ce este omul fără spirit? Un bagaj anatomic, consumator într-o societate consumistă și mare făcător de reziduri sociale și de gunoaie publice. Corect. Domnule general, în măsura în care e important și e, cu siguranță e important, cine spune adevărurile pe care le spune, adevărurile pe care le spuneți dumneavoastră? Aș vrea să mai citesc ceva din, o să mai citesc pe parcursul emisiunii, din cartea dumneavoastră. Din argumentum sau mai degrabă un fel de mărturisire, cum ziceți dumneavoastră. Eu aparțin generației de sculțe, generației ieșită din foamete cu părinții stilodiți de război și grea încercare a comunistizării. Eu sunt generația târziu încălțată cu tenis din gumă rezistentă. Li s-a spus mai târziu gumari. Noi nu am avut jucării. Eram viitori fără nume ai unei lumi pe care n-am înțeles-o niciodată. Exact când eram pregătiți să pricepem
ne-a fost luat dreptul de a înțelege. Mă fac că nu am habar de către cine și nici că mai pasă. Am fost de atâtea ori orfan că nu mai contează. Am fost valuta de schimb a generației în blugi sau cu cheia de gât. Aceea care nu a mai vrut să fie doar obiect de inventar. Da. Este o mărturisire de credință aici, în numele unei generații. Asta e toată viața generației mele. Din care mă simt și eu ca făcând parte. Nu e mare diferență. Dar asta nu înseamnă bocet, domnule Manega. Nici nu am spus asta. Este o recunoaștere și mai mult decât atât, din păcate, asistăm la apariția din nou a unei clase abuzate, nici măcar fără gumari, desculță, abuzată, oropsită de nevoi incomensurabile, supusă unei dezumanizări incredibile. În final, o să anticipez puțin partenerilor noștri de discuție, nimeni altceva decât telespectatorii noștri, despre soluția finală a mișcării RISC, aceea de a căuta prin toate mijloacele, prin educația mamei, prin bunătatea înțelepților, prin marea învățătură a preotului de țară, să reumanizăm umanul, umanul sălbăticit. Priviți ce se întâmplă. Numai informația statistică, la fiecare 4 ore se produce un viol în România. La fiecare 3 ore e o tâlhărie. La mai puțin de, dar n-aș vrea să continui cu această sumbră sau sumbrietate, pentru că nu-i bine să scoți în evidență partea negativă energetică. Suntem aici pentru a împodobi sufletul nostru, pentru a încerca să decapăm, să dăm jos balastul și halda de zgură istorică din spatele nostru, pentru a progresa, dar nu oricum, ci în forma, asta este foarte importantă, etic-morală, constitutiv-creatoare, care este caracteristica și profilul neamului românesc. Bunătatea. Ați mai auzit dumneavoastră de expresia? Îi vezi că e un om bun, un om cum se cade, pe onoarea mea, ai cuvântul meu de onoare. Au dispărut expresiile acestea, domnule Manega, au dispărut din vocabularul limbii române curente. Le găsiți în dicționare, probabil din ce în ce mai repede, cu explicații de text, arhaisme. Da. Pe onoarea mea a fost înlocuit, de exemplu, cu să moară mamă. Simt așa... Vă dați seama cum. Nu un gol în stomac. Nu vreau, încă o dată, să producem mai mult decât trebuie ca atenționare asupra ceea ce noi vom discuta ca și necesitate. Ceva trebuie pus în loc. Toată lumea constată treaba aceasta, domnule Manega. Toată lumea e nemulțumită. Toată lumea este criticistă, contestatară. Intelectuale se mănâncă între ei, politicienii se batjocoresc între ei, vecinii se ceartă între ei, până și câinii nu se mai înțeleg. Înțelegeți ce înseamnă asta? Am ajuns într-o stare de conflictualitate unde nu mai este loc pentru omul cum se cade și pentru bunătate. Iată de ce suntem aici. Pe de o parte să arătăm că această stare există și ne explicăm de aici încolo de ce mergem în halul acesta și nu mai putem uni cele 5 degete de la mână. Nu poți să faci pumnul cu degete rășchirate. Ori națiunea trebuie să fie pumn strâns pentru a produce și respectabilitate, și descurajare, și apreciere în demnitate. Ori ce vedem astăzi? Pe toate secțiile și sectoarele vieții publice, numai contrariu așteptărilor. Asta se numește, cum spunea ministrul, nimicnicie. Dar cu această frază închei și am să vă citesc legea 1810, deci 1810, din Omul de Aur a Omenirii, așa îi se spune, Pitagora.
Marele Înțelept, din care s-au extras în cele 3 secole, din anul 540, când el a emis aceste opțiuni, până la existența lui Aristotel, la anul 300, până către 280, deci sunt aproape 300 de ani, toate elementele de filozofie și de mare înțelepciune a umanității. De aceea spun secole de aur și oamenii de aur ai antichității. Și el spune așa, notați, 1810, asta e legea din cartea aceasta, Legile Morale și Politice ale lui Napoleon, aduse până în zilele noastre de către Porfir Alexandrinul, prin... Ale lui Pitagora. Ale lui Pitagora, da? A spus Napoleon. Iertați-mă, eu studiez acum pe Napoleon, o să vă discutăm și despre el, se împlinesc 200 de ani de la ieșirea lui în istorie și scriu o carte, 300 de maxime și cugetări ale lui Napoleon, comentate de un general român. Corectați-mă dacă mai fac această greșeală. Vedeți mecanismul? E ocupat și de, pentru că și Napoleon a spus undeva, popoarele își au demnitatea lor, trebuie doar să o consolideze conducătorilor. Asta a spus-o Napoleon, eram pregătit cu ea. Dar ce spune Pitagora? Nu răspândiți vestea unei fapte rele. Faceți în așa fel încât să-i dispară cât mai curând și cele mai mici urme, lăsați răul să moară prin tăcerea noastră. Extraordinar. Adică noi nu facem așa ceva decât să fim răspândaci de vorbe rele. Ce facem cu știrile? Televiziuni care dau numai partea morbidă. Lăsați să moare și să ne bucurăm de binele care avem. Asta este problema de principiu și așa aș vrea să continuăm filozofia acestei emisiuni care, după cum văd, își devorează timpul foarte repede. Da, foarte repede, că trebuie să intrăm în pauză, într-o scurtă pauză, dar ce s-ar face, închei emisiunea cu o întrebare. Dacă ar fi, cum zice Pitagora, citat de domnul general, ce s-ar face televiziunile cu știrile de la ora 5? Luăm o scurtă pauză. Am revenit la Trezește-te, George, Trezește-te, Ioane. Deviza emisiunii noastre este: ca să fii român, trebuie să poți. Și am să încep cu încă un citat din cartea domnului general Chelaru, România moluscă. Nu există nicio teorie a complexității, ci doar a minților încurcate. Poate doar a complicității. Cel mai greu e să faci un lucru bun în simplitatea lui. De complicat, toți tâmpiții știu să o facă. Este obositor să te măsori cu tine fără de măsură. Pentru că, nu probabil, ci mai mult ca sigur, mulți dintre cei care citiți aceste rânduri vă veți spune întrebarea, de altfel foarte firească, de ce ar mai fi nevoie să ne apucăm critic de teme atât de sensibile în aceste momente ale existenței noastre, eminamente neprielnice gândirii corecte sau actului cinstit? De ce, domnule general? Așa e lumea. M-am împăcat cu gândul reformulându-mi un aforism compozit. De când lumea și pământul, lumea ca lume e doar lume. Asta nu înseamnă că trebuie să abandonezi menirea celui care are conștiința de om al cetății și trebuie să ridice poporul la nivelul treptei superioare, nu să manipuleze poporul, coborând la nivelul lui și ducându-l în interesele sale obscure și meschine. De aceea, când parazitismul ideatic, pentru că ce vedeți dumneavoastră este un parazitism ideatic, nimeni nu construiește nimic, împrumută, reconfigurează, apariția unei categorii de, așa zis, oameni doctorați pe bază de copy-paste. Nu doar lucrările de doctorantură sau licențele sunt copy-paste.
ci ideile aplicate în managementul social. Nu m-ar mira ca mâine pe mine să vedem produs un experiment de Republica Malgașa în domeniul practicării producțiilor record la livezile de prun. Pentru că așa vine unul de acolo, a văzut, schimbă experiență și el, neavând altă idee, o introduce. Pentru că în această societate, care e a mea, a dumneavoastră, e a noastră, s-a introdus cultul improvizației. Numiții noștri pe funcție de secretar de stat, de director general, care înseamnă competență, de generali, atribute, nu, să ajungem mai, de miniștri în mod deosebit, produce ceea ce era înainte vreme pentru neaveniți, cei care nu se puteau încă acomoda cu proiectele și structurile de pregătire școlarizantă. E vorba de înainte 89, era conceptul ăla frumos. Calificarea la locul de muncă. Era necalificat. Ia-mă fălzul grav, pune-l la locul de muncă. Începe cu groapa de mortar, pune-l să dea la sapă, asta să care, pe urmă înveți cum se șpăculește, cum se spară un perete, cum dă cu bidina, îi dă în categoria 1, a 2, a 3, după 2, după 3, după 5 ani. Calificarea la locul de muncă, scrisă în cartea de muncă. Domnule Manega, așa zisa elită administrativă și politică românească, se califică la locul de muncă. Ca ministru. Pe pielea noastră. Ca ministru, ca șef de diviziune, ca să nu-mi spun altceva, cu experimente ratate pe pielea națiunii române. Fără rigoare, fără știință, fără competențe. Și atunci, dacă n-ai competențe, rigoare și știință, cum să câștigi cursa competitivității cu țările care pun preț pe lucru bine făcut? Nu-i așa, domnule Iohannis? Parcă așa a spus. Așa. România lucrului bine făcut. Bine făcut în ce? În decapacitarea țării? De resursele sale? Că se cară într-o veselie, vorbind despre cultură, se cară într-o veselie acum. Mii de tone de minereu multicompozit de la Roșia Montană. Scandal pe violator, pe teme și texte diferite și acolo, sub basmaua pe țambal, se duce averea țării. Informație din teren, când noi venim cu materialul clientului. Tema cultură, spiritualitate, onoare. Virgă, poate, onorabilitate. Cultura muncii, dispărută. Cultul lucrului bine făcut, inexistent. Spiritualitate, bigotism. În loc de om spiritual, avem omul religios habodic, care nu are nicio legătură cu alta spiritualitate. Cu vizualizarea proprie sale existențe, cu competiția sinelui cu sine pentru a fi mai bun pentru el, nu neapărat de a demonstra că el e mai bun decât un altul. Astea toate, aparent, n-au nicio legătură cu viața de zi cu zi. Ei, tocmai pentru că lipsesc aceste lucruri, domnule Manega, eu consider că viața de zi cu zi e tot mai bagatelică, mai murdară, mai lipsită de sens noțional și din ce în ce mai biologic animal practicată. Rețineți, biologic animal aplicată. Când vom dezvolta, încă o dată vă spun, când vom dezvolta conceptul de om al cetății, în care să torni în copilul de până la 7 ani, în copilul de la 14 ani, în junele care intră în maturitate până la 21 de ani, virtuțile succesive, să conștientizeze menirea lui
pentru calea pe care îi se pune. Și asumarea marilor responsabilități, că pentru sine face toată lumea, dar cine din sine face pentru toți? Asta este problema marei competiții cu sinele și este, a spune, forma finală a spiritului luminat. Cultură, culturnici, oameni care poate să citească zeci, sute mii de cărți. A fi cult, a fi om de cultură nu înseamnă să fii un expozeu, o bibliotecă întreagă citită pentru sine și să faci paradă din ea neadăugând nimic valorii neamului tău. Și eu pot să-l aduc aici și pe Schiller și pe Goethe, să citesc din Tolstoi, din Byron, din Hugo. Dar cui folosește treaba asta? E bine pentru mine. Nu. Ce a produs mutație în existența mea, în atitudinea mea, care este valoarea adăugată în existența mea, pe care pot să o procesez și să o fac valoarea adăugată pentru semenii mei? Asta era problema. Am văzut foarte mulți indivizi care au scris două, trei cărți sau publică într-un ziar articole, hai să spunem, inspirate după miezul nopții când se termină efectul de cocaină, pardon de expresie, care spun, păi sunt om de cultură, literat, probabil că are lipite literele de ceafă sau de frunte. Nu, nici pe departe. Producătorul de cultură este acea persoană, indiferent că este în cultura tehnică, în cultura literară, în cultura artistică, acea persoană care practică acel domeniu în folosul comunității. Sunt împotriva aplatizării și a rolului neapărat preponderent al maselor. Sunt pentru omul de merit, așa cum vorbeam de meritocrație, a liderului recunoscut, a liderului promovat natural prin calitățile sale, a conducătorului înțelept cu știința conducerii, pentru că acestea sunt ce? Locomotivele care energizează societatea, societatea de vagoane publice care trebuie să meargă pe șina dreaptă, care trebuie să ducă la țintă prin gările de Orient Express, nu prin haltele prin care trec vagoanele Bovagon. Asta e problema actului de cultură nobil și ridicător de nație. Ca să nu mai revin, pentru că m-ați provocat cu acea frază. Asta spunem noi. Într-o lume de genul în care a fi patriot este un delict, într-o lume în care, prin diferite manevre subversive, ca și legile curente care au trecut în mod tacit de Parlament și ridică, dublează potul de pedepse pentru cei care echipurile nu sunt de acord cu o idee sau alta, încălcând articolul 30 din Constituția României, libertatea de expresie. Ei, toate aceste lucruri se produc tocmai pentru că s-a uitat, domnule Manega, s-a uitat să se spună în fiecare dimineață, ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, ridică-te. Când în 20 octombrie, anul 2000, când s-a încheiat periplul prin țară, pe afet de tun, a steagului de luptă al lui Ștefan cel Mare, găsit de generalul Sarai la muntele Athos, steagul de luptă cu Sfântul Gheorghe, din anul 1500. Și am adus copia sabiei lui Ștefan cel Mare de la Istanbul și am făcut drumul lui Ștefan cel Mare în toate locurile sale de bătălie. A fost un act de demnitate, de recuperarea onorabilității acelor momente de glorie, pentru ca să dau motivația acestui popor spunându-i, nu sunteți un popor de slugi, cum spun unii, nu suntem un neam de idioți, nu suntem români târâți în genunchi și mereu rupți în fund și în coate. Iată din ce sorginte venim. De aceea trebuie să practicăm eroicizarea istoriei, trebuie să practicăm adevărul sorgintei noastre. Asta e adevărata cultură.
Trebuie să practicăm aducerea valorilor înalt spirituale ale neamului nostru, așa cum spunea Bădica Mihai Eminescu la anul 1881, ziua de 29 iulie. Ca ieri s-a împlinit un număr de ani. Iată ce spunea Eminescu față de treaba aceasta. A marei ridicări spirituale. Este o luptă comună pentru țara aceasta, la care tot neamul românesc trebuie să aparte în mod instinctiv, cucerind bucată cu bucată bunurile lui naționale. Azi e limba pe care aceste stârpituri o prefăcuse într-o păsărească neînțeleasă. Mâini va fi poate organizația socială, poi mâini biserica și școala, una câte una. Totul trebuie smuls din mâna acestor oameni cu o născută incapacitate de a pricepe adevărul și lipsiți de posibilitatea patriotismului. Două puncte. Totul trebuie dacizat oarecum de acum înainte. Domnul Manega, toată lumea invocă. V-am citat exact momentul, data în care a spus. Nu s-a referit la o dacizare în port, în construcții. Deci nu o dacizare mimetică. La o dacizare a valorilor. Pentru că dacii se numeau daci liberi. Nu pentru că nu fuseseră cuceriți, ci pentru că a fost singura societate pe care a cunoscut-o omenirea antichității în care nu s-a practicat sclavagismul. Toți erau liberi și egali între ei. Asta este marea și valoarea supremă. Iar copilul, în sensul respectării a ceea ce incrimina, că nu se respecta aici de către Eminescu, era crescut în spiritul supunerii, dar nu umilitoare, a smereniei înălțătoare și iertătoare, a înțelegerii și ascultării și în cele din urmă, mai ales în cele din urmă, a credinței cele drepte și a jertfei folositoare. Uitați-vă pe distinșii noștri compatrioți conducători. E vreunul gata să se jertfească pentru nația lui? Exclus. Ei jertfesc națiunea pentru interesele lor. Am ajuns cu clepsidra întoarsă cu fundul în sus? Am ajuns. Iată de ce România la timpul trecutului continuu, văzută de Eminescu, adus în discuția astăzi, m-a surprins că am tot citat din carte, mă și simt puțin oarecum nu trebuie să stresat și jenat. Apropo de asta, stimați telespectatori, nu vreau să promovez cartea domnului general, este un suport, este suportul acestei emisiuni, pentru că temele favorizează referința la ele și o să o fac în continuare, mai ales că, apropo de tot ce a spus dumneavoastră până acum, asta presupune un risc și riscul l-ați formulat aici. Tot în România Molusc, a încercat să desprinzi o explicație din tot ce s-a petrecut atât de repede la scara istoriei și să te mai și încumeți să produci soluții reparatorii, nu este doar un exercițiu intelectual orgolios, cât mai ales asumarea unui mare risc. Riscul de a fi luat în derâdere, de a fi ținta bășcălioșilor, de a te muta cu tot cu buna ta intenție la Bălăceanca. Pentru că băieții cei isteți, șmecherii cartierelor de lux au avut grijă să pună mâna pe tot ce înseamnă pârghie de manipulare și control public. Ziare, radio, televiziuni de toate felurile, grupuri civice legitimate de ei înșiși, bani, funcții cheie în sistem ticăloșit și câte altele. O conspirație a solidarității criminale, transpartinică, transdoctrinară, transetnică, transfrontalieră, transreligioasă, dar profund imorală, s-a insinuat în fiecare celulă vitală a societății, a falsificat codul de valori și a produs un mutant comportament perfid, extravagant, bazat pe puterea banului, pe consumul dezmățat al clipelor de viață, pe refuzul dăinuirii și abandonul continuității. Am devenit altceva, fără voia noastră, și nemai recunoscându-ne, am început să ne ucidem între noi, să ne negăm unii pe ceilalți, să ne căutăm stăpâni inventați la care să ne pârâm ori de câte ori avem ceva de împărțit.
Am devenit vulgar și neîncăpător în propria casă, iscodind cu perfidie la râvna celui harnic, rămas nepermis de singur. Mulți dintre noi își pun tot mai des întrebarea dacă mai avem ceva de salvat într-o Românie convertită într-o târătoare nevertebrată sau națiunea noastră este definitiv pierdută. Retorică sau nu, întrebarea este zguduitoare. Este zguduitoare, domnule general. De aceea am și ținut să o... Această întrebare mi-a sugerat-o așa zisa casandră politică, cum îi spunea domnul Iliescu, lui Claudiu Iordache. Mai avem ceva de recuperat din ceea ce am gândit atunci la Revoluție? Și răspunsul a fost spus categoric, nu. Deci idealul a murit, dacă a fost un ideal. Sau, acelor care au crezut în ce a fost, li s-a dat un răspuns revers, pe dos, precum cei 7800 de pixeli cu dosul palmei către fața unui copil. Totul s-a dat cu dosul palmei la rebutul istoric. Dar asta este o situație, o stare, nu un fenomen. E o stare și nu un fenomen. Stările sunt succesive, ele pot fi controlate. Marea mea nădejde constă în faptul că în ultima perioadă a apărut o rezistență imaterială, o formă de rezistență interioară, progresivă și foarte evidentă a României profunde, a trăitorilor în legea pământului. Ei se uită și văd presiunea de deasupra și înțelegând că nu mi se potrivește, o să descoperiți prin forme de manifestare diferite. Prin, de la festivalul Cașcavalului de Brăduleț până la școala Marama de la Maramureș. De la Sâmbra Oilor până la Marele Centru de Reconectare a Vieții Muntelui de la Vatra Dornei. De la turismul cu caiacul lui Pațaichin din frumusețea și modul de organizare din Delta și terminând până la festivalul imnului etnografic din inima apusenilor din Zlatna. Deci cum o dai în toate intersecțiile acestea? Oamenii pământului au început să creeze propria lor viață, trăire spirituală și culturală, reproducând într-un mod minunat identitatea de sine, identitatea băștinașă a locului trăitor, culmea, toți în aceeași limbă și gândire românească din totdeauna. Deci dumneavoastră ați sesizat această, este această formă de manifestare care ia amploare. Vin acum de la Congresul de Dacologie. S-a ținut în perioada 9-12 iulie la Buzău. De ce la Buzău? Acolo este Fundația Origini Carpatice. Acolo este Părintele Bogasiu, cel care a fondat satul dacic. Cel care a adunat, atenție, de cultură spirituală, trăire. Deci noi nu vorbim aici despre câte cărți a scris generalul Chelaru sau să ne apucăm să facem recenziile savante și pline de ifose ale operilor cărtărețiene. Nu! Cultura, spiritualitatea este legată de viața și civilizația reală a unui popor. Aia este adevărata cultură aplicată, nu a turnului de fildeș. O respect și pe aceea. Dar să fie la ei. Eu mă întorc la acest model de cultură activă, făcătoare de viață în bunătate. Acest om a adunat 200 de bătrâni rătăciți, muribunzi în colibele lor vechi de lemn, bătrâni, bătrâne, peste 75 de ani, până în 86 de ani. A luat activele unui fost ceape, le-a transformat în locuri de azilante și 200 de bătrâni sunt îngrijiți de oamenii satului, fiecare cu ouțul lui, cu ce trebuie adus,
închei imediat în 30 de secunde, a dus acolo, iar casele au rămas în rătăcire și dărăpânare. În case au venit călugări, muncesc, stupărie, livadă, ca să dea de mâncare acelora care erau lăsați în prigoana morții. Iată legea pământului. Va trebui să luăm o scurtă pauză. Pornim de aici în următoarea parte a emisiunii. Am revenit la Trezește-te, George, Trezește-te, Ioane. Deviza noastră este: ca să fii român, trebuie să poți. Domnul general Chelaru a vorbit spre sfârșitul celei de-a doua părți despre cultura vie, despre spiritualitatea trăitoare printre noi. Am să duc discuția puțin înapoi ca să putem să ne înălțăm mai repede. Am să citesc unul dintre cele mai vitriolante texte pe care l-a scris domnul general. Cred că este cel mai dur. Este un pamflet tragic, aș putea să spun eu, sau un fragment de fragment acest pamflet tragic. În orice țară înfrântă după un război, mai ales după unul preponderent de tip ideologic, așa cum a fost cel de-al doilea război mondial, sau zguduită de revoluții planificate, așa cum a fost cele din 1989, se produc cel puțin patru lucruri. Guvernul se dizolvă, iar membrii săi se diseminează subtil între noile structuri. Camarila se integrează cameleonic în noul mediu de putere. Politicienii schimbă repede culoarea și apartenența ideologică, iar armata și biserica sunt decimate. Simultan, din primele trei specii apare o clasă pestriță, abjectă și fără scrupule, aculturală și exclusivistă, care guvernează după un singur principiu: dacă nu noi, atunci cine? Dacă nu acum, atunci când? Acum se fecundează noul prototip social, homunculul fără identitate, mereu în căutarea identității, corcitura. Corcitura politică, adică politrucul, corcitura ideologică, adică internaționalistul sau mai nou globalistul, corcitura culturală, adică culturnicul multicultural sau liceaua cu ștaif, corcitura estetică, adică chiciul tupeist și obositor, corcitura morală, adică moralistul proxenet și fără scrupule. Corcitura, indiferent de natura ei, provine din cel puțin două entități diferite cu identități recunoscute, adică din A și din B. Dar ea, corcitura, nu este nici A, nici B. Ea este doar jumătate din fiecare, iar suma celor două jumătăți va da întotdeauna tot o jumătate, sau chiar mai puțin. Niciodată un întreg. Și atunci, corcitul, numele de botez al progeniturii de corcire, își va crea propria referință, identitatea prin negare. Pentru a fi, el, corcitul, neagă și pe A și pe B. El este rezultatul succesoral al negării celor care l-au făcut. De aceea, corcitura neagă tot. Tot ce a fost înaintea sa nu mai este bun. Nici valoare, nicio valoare, nicio filozofie, nicio cultură, nicio amintire, niciun eveniment, nicio istorie, niciun sacrificiu, nici țară, nici popor, nici drapel, nici imn, nimic. Astfel, prin acele netrebnice corcituri, ni s-au negat timp de mai bine de 20 de ani după 1947, odată cu abandonul ultimului monarh, peste 3 milioane de milenii de lege pământeană, toate paternitățile noastre spirituale, întreaga noastră natură etnică, devenirea noastră istorică. Dintr-o dată, limba noastră a suferit o metamorfoză babilonizantă, aproape niciun cuvânt din dexurile mărșevite nu mai era al românilor, toate cică fiind provenite din împrumuturi de pe la greci, slavi, turci, unguri, francezi, italieni, nemți, finici, ostrogoți, cumani, bulgari, tătari sau mongoli. Ne mai rămăseseră vreo 100 de cuvinte, aproape onomatopeice, de la geții dispăruți, pe care le putem socoti ca fiind ale noastre și cu care mai putem gânguri. Și au mai decis corciturile dracului că noi, ca popor, suntem polietnici, proveniți din toate rămășițele migratoare, de unde și limba polietimonică. Și au mai zis corciții dracului că istoria noastră provine doar de la alții. Petru și Asan erau bulgari,
Corvineștii deveniseră huniazi. Negru Vodă era și mai este pentru unii cuman. Bogdan Descălecătorul era slav, dacă nu chiar rus de-a binelea. Ștefan cel Mare n-a fost decât un nenorocit de curvar iute tăietor de capete, că în rest ne-au cârmuit doar fanarioții și domnii străini. Reducerea noastră ca națiune la un derivat substantiv comun a fost politica de căpătâi a celei din tâi dinastii bolșevice. Din acest lucru nu trebuie uitat și acest lucru nu trebuie uitat, cu atât mai puțin iertat, mai ales pe cei care au fost mentorii și promotorii acestor crime imprescriptibile. De aici pornim, domnule general, ați definit foarte bine. Ce ne facem? E pentru prima oară când trăiesc asemenea experiență. Mi-amintesc, chiar eu le-am scris, dar niciodată nu mi-au fost citite. Nu cred că este ceva neadevărat. Ba dimpotrivă, sunt convins acum mai mult ca oricând că indiferent ce s-ar întâmpla, îmi voi susține aceste idei cu orice preț. Cartea, după câte am înțeles eu, chiar a fost recomandat într-un mod discret sau direct să fie plasată pe ultimul raft în orice librărie. Ce ar fi să o arătăm noi la... Din păcate, pentru mine, dimpotrivă, a fost epuizată, a fost luată, a fost transmisă, pentru că este o carte de discursuri publice, sunt 12 discursuri publice despre starea națiunii române, din care găsim în final, la fiecare dintre aceste discursuri publice, soluțiile de ieșire din acest impas. Dar revenind, nu vreau să fac apologia propriei mele existențe. Suntem aici pentru a atrage atenția asupra necesității vitale în această competiție globală de a prezerva, de a obliga prin atitudinea noastră instituțiile statului să prezerve, folosind instrumentarul puterii de stat, valorile inalienabile ale națiunii române. Și prima valoare a acestei națiuni este starea de pace, armonia socială, practicarea educației și culturii bunătății și ajutării, a bunătății, nu neapărat a binelui, a bunătății și a consolidării solidarității comunității. Prin ce instituție, domnule general? De aceea mă uit cu ochii către Ministerul Educației, nu a instrucției. Se confunde educația cu instruirea. Educația îl face pe omul animal anatomic să devină persoană conștientă a cetății. Instruirea sau instrucția se face prin învățământ și urmărește încărcarea lui cu competențe, abilități și capabilități, încât să fie util unui sistem social. Util din punct de vedere al producătorului de valoare adăugată și plătitor de taxe și impozite pe anumit post. Aici este marea confuzie. Noi doar instruim oamenii și în fața calculatorului. Poți să înveți foarte multe. Cine îți dă taina comportamentului, a vieții și a modului de a fi om? Om, a fi om e lucru mare, a fi domn e o întâmplare. Ce frumos ascunde întreaga educație seculară într-o singură frază acest popor. Deci, din acest punct de vedere, mă uit către învățătorul de țară, cum îmi place mie, deci acel de școală primară și preotul de vatră, duhovnicul. Trebuie să reînduhovnicim actul, nu religios, ci de conformare a sufletului în bunătate. Preotul de țară, preotul de vatră, nu trebuie să fie nici agent electoral, nici colector de taxe pentru biserici, nu trebuie să fie nici, hai să spunem, propriul său ego făcător, ca să folosesc termenul și să mă explic, adică să facă corespunzătorul bunului său plac. El nu este stăpân pe parohie.
El este îndrumător de noriași într-o parohie. Și apar din ce în ce mai mulți rugători la altarele credinței noastre. Am observat că au apărut. Apar din ce în ce mai mulți. V-am spus că e un fenomen în această țară. Bucurați-vă, oameni buni. Se întâmplă în România acum. Se trezește țara de jos în sus. Deci suntem în primăvară. Și ăștia de sus sunt foarte treji. Dar au ținere în trezie. E a spaimelor. Aceasta este o trezire a bucuriei de jos în sus. De aceea am venit cu bucurie în fața dumneavoastră să vorbim despre înălțarea pe verticala timpului care vine acestui popor bun, omenos, așa cum spunea Eminescu. Acest popor bun, omenos, pe spatele căruia au pus toate obezile și toate dările lumii, ceea ce îl năpăstuiesc de-a lungul istoriei și mai ales în ziua de astăzi. Dar această bucurie trebuie apărată. Am vorbit de Napoleon. Napoleon spunea undeva, poate cu altă ocazie o să discutăm, dar după octombrie, că două sunt puterile lumii care guvernează lumea. Spada și spiritul. Întotdeauna spiritul ambi spada. Încheia citatul. Bine, din gura împăratului Napoleon, nu a generalului Napoleon. Ei bine, sunt momente în viața umanității și eu cred că e valabil pentru întreaga umanitate. Dar mă refer la cuibarul nostru aici. Avem un cuibar superb aici în Carpați, din care nu ne poate izgoni nimeni. Deasupra este vulturul dacic numit Zăganul, iar jos, ce este? Izvorul de apă vie. Când ai ochiul de vultur și izvorul de apă vie, poate să vină și zmeii zmeilor. Tot îl dobândim, îl doborâm, îl izbăvim. Deci, de aceea am încredere aceasta. Și aceasta este ceea ce trimis copilului meu, copilului neamul meu, de mic, prin începerea actului de cultură umană, de mic să priceapă că el este nu o progenitură din mama și tata doar, ci aparține unui neam a cărui rădăcine este din adâncul timpului nemăsurat. Iată de ce trebuie să ridicăm această mândrie, această onoare, onorabilitate și demnitate pe care noi o merităm, pentru că noi o avem. Noi nu trebuie să săpăm la 2 metri să dăm de ultimul artefact istoric al prezenței noastre pe un pământ pe care l-am furat de la alții. La noi trebuie să treci de centrul pământului ca să găsești începutul său, că suntem ancestrali. Unii sunt antici, alții sunt mai de la evul mediu, alții cam de vreo 200 și ceva de ani. Noi suntem ancestrali, adică odată cu crearea pământului am crescut în țara udată de râul Fison. Cine spune asta? Moise, cartea a doua, facerea, cântul 10 la 16. Luați facerea, capitolul 2, și uitați-vă la 10 la 14 și spune așa. Și din Eden ieșeau râurile cu patru brațe. Unul era Cușul, ce uda țara lui Gihon. Asta e Nilul care udă Egiptul. Al doilea, și aici scrie cel mai mult Moise, era Fisonul, cel ce uda țara Havila, bogată în aur bun și molibden. Fisonul este numele antic al Dunării. Iată Dunărea. În gata lui Moise. Este enunțată că ea izvora și uda țara Edenului. Al treilea era Tigru și al patrulea Eufrat. Se explică totul în Pangea inițială. Dacă noi suntem țara edenică, spusă de Biblie, demonstrată de tot ceea ce a însemnat știință și istorie antică, dincolo de timpul cunoscut, de ce să nu dăm copilului noștri acest profil de, cum spune englezul, de proudness, de mândrie interioară? De ce să ne ascundem, să spunem, bă, știți că noi am apărut la 1918, până atunci, nu știu, au mai fost alte popoare, ne-am mai mestecat. Nu, domnilor, a venit
Rodeval Alexander, directorul Institutului de Paleo, atenție, genetică, paleogenetică din Hamburg. Și a spus clar, cea mai veche genă din haplotipul H2, care a însemnat începutul umanizării Europei, se găsește pe Carpați și aici este Vatra Ariană, aginte latine. Punct, a spus-o neamțul. Dragi telespectatori, și ca să închei elementul de comparație și de ce trebuie să fim nu lăudăroșii și buricul pământului, ci conștientizatorii că suntem păstătorii sau suntem stăpânii acestui creuzet de populație ale lumii. Anul trecut, în martie, după studii îndelungate, Academia de Știință a Federației Ruse decretează, citesc cu aproximație, rușii nu sunt proveniți din slavi, rușii se trag din populațiile ariene migrate din Carpați. Încheia citatul. Federația Rusă are o academie, Academia de Științe, care emite această sintagmă. Ei, cum să nu fiu eu cel care să nu apreciez că mai devreme sau mai târziu, spunea Bădica Eminescu, adevărurile vor fi rostite până și de pietre. Pietre vor vorbi și au început să vorbească. Iată pentru ce fac apel la oamenii introduși în cultura acestui neam. Arheologi, paleontologi, paleolingvistică, în mod deosebit antropologi, oameni de cultură și litere, să nu citească numai suprafața apei. Foarte mulți dintre lingviștii noștri, știți cum sunt, bagă cofăiul în apă și normal că e apa de la suprafață. Și compară limba noastră cu limbile de suprafață ale Europei. Neînțelegând că izvorul e adânc și al nostru, iată de ce școala Marama de la Baia Mare, condusă de renumitul profesor cercetător arheolog în limbă veche, George Cadar, studiază limba sămânță sau limba bătrână, limba îndărăpt și scrierea Bustrofedon. Vedeți, mă, astea câte lucruri. Mamă, ce cultură, ce deștepte general. Nu, sunt studii făcute cu sudoarea minții, cu sacrificarea miilor de ore, de zile și de noapte pentru a studia și a oferi poporului meu adevărata sa origine, faptul că este formator, generator de cultură și spiritualitate europeană. Asta trebuie făcut, domnilor. Vă dau și eu un argument. Informații o am cam de prin anul 1987. În județul Mureș, pe Valea Mureșului, în satul Cuștelnic, vorba românească, n-am nici înclin, nici în mânecă cu tine, este nici nu înclin, nici nu manic odată cu tine. Inclinare și manicare sunt două verbe din latina arhaică, de pe vremea regilor, de pe vremea lui Romulus și Remus, și indică cele două momente ale soarelui, apusul și răsăritul. Deci sensul expresiei este nici nu sărez, nici nu mă trezesc odată cu tine. Ce căuta limba de pe vremea lui Romul, de pe latina, de pe vremea regilor aici, domnule? Asta e întrebare retorică, avem răspunsurile la ea, chiar unul dintre răspunsurile surpriză, recunosc, de câte ori particip la congresul de acologie, mai urmez câte o facultate. Atât de multă informație nouă și sunt oameni a căror pasiune întrece în orice închipuire a plecarea spre studiu a unui cercetător plătit care o face într-o obligație. O fi el într-un institut, în la Academia Română, dar n-am auzit Academia Română să înființeze la solicitarea noastră Institutul de Cultură și Civilizație Dacică. Nu vor ei. Acolo... Așa încă, uite, n-ați văzut că în Transilvania se restaurează numai castelele medievale? Cetățile dacice... Sunt sub ele, vă spun eu. Da. Sub toate castelele medievale sunt cetățile dacice. Dar mai sunt și altele care sunt... Da, le spunem ca să știe. Da, haide să nu deviem. Da. În momentul în care
proiectezi munca ta din pasiune și reușești ca această patimă a adevărului, țineți minte, patima adevărului, să producă efecte. Oamenii vin, oamenii sunt dornici, prin natura lor Dumnezeu i-a făcut buni. Ei nu au calea, ei nu au reperele bunătății, nu au reperele oamenilor de omenie, a oamenilor în bună cădere, cum se cade. Și atunci, când apare așa ceva, repede se germinează emulația și bucuria. Suntem în această stare. Dacă acum 15 ani erau vreo 8 societăți, asociații, care se ocupau într-un mod, adică să spunem, discret, aproape timid, așa, cu o atitudine de jenă despre elementele de sorginte de ancestralitate a acestui popor și acestui neam, iată-ne acum că avem un boom de peste 4.000 care sapă adânc în fântâna morcilită a timpului, găsesc într-un mod de dezvoltare exponențială o sumedenie de argumente care, pe de o parte, confirmă, dar acum trebuie să trecem la partea de persoasiune activă, de convingere a acestui popor, căruia pur și simplu i-a fost furat dreptul de a ști. Este cea mai mare nenorocire atunci când se fură dreptul de a ști, când se îngrădește calea către adevăr. Este anticristic. Din acest punct de vedere, această emisiune o apreciez, sau cel puțin formatul celei de astăzi, ca nu fiind doar un marketing, n-am nici un beneficiu. Absolut. Nici dumneavoastră, nici eu și nici televiziunea. Felicitări pentru ea că știe să suporte timpii de antenă pentru a produce această încântătoare resurecție interioară a spiritului și sufletului românesc. Nu este o emisiune de marketing, este una de apostolat și trebuie ca toți cei care cred în așa ceva să-și ia de saga destinului în spate și, indiferent ce mijloc modern, că este internetul, că e Facebook-ul în general, căile cunoscute, că este discursul direct în spațiu public, că este rugăciunea de seară, că este bătut în ușa maicii din capul satului singură și în spaimele morții, să te duci să o întrebi, cum ți-e ție, maică, și ce ai tu nevoie? Dar cine ești tu? Un om al satului. Atât. Și atunci nu ne vom aduna doar la amintirea îngrobăciunii să facem pomenire și să mișcăm doar coliva. Exact acum o săptămână, 10 zile, am dat un mesaj și am spus: haideți, oameni buni, hai, popor român, să învățăm să ne omenim, să ne pomenim în viață cât suntem și să facem această mare rețea, această uriașă fascie, acest mănunchi uriaș al ținerii mintei, ale aducerea mintei de către noi în fiecare parte cât trăim. Că după aia om fi vedea noi ce este de făcut. Om vedea ce este și cu aceste cuvinte se încheie și emisiunea noastră. Ne revedem peste o săptămână. La revedere! Această lume trăită sub presa storcătoare de valoare individuală nu va reacționa. Sunt foarte mulți locuitori europeni care nu sunt europeni. Se atacă biserica, simbolurile naționale. Dacă așa stau lucrurile și am ajuns aici, mă întreb ce fel de Constituție a fost.